Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să mergem la Swarovski, care este aproape de Innsbruck, aproximativ 20 de kilometri. Și dacă tot n-am fost niciodată, o să încercăm să vedem ce o să găsim acolo. Așa că să pornim la drum. Am ajuns în parcare, se pare că nu se plătește. Dar ciudat e că e cam liber și astăzi este duminică când filmez. O să mergem către intrare și o să vedem ce ne așteaptă. Se pare că noi am oprit în prima parcare. Asta e o parcare mai aproape de intrare și da, sunt mai multe mașini decât erau în cealaltă parte. Deci, posibil să fie ceva lume. Am ajuns la intrare. Din câte citise Georgiana, o să avem nevoie de test. Nu știu dacă o să ne mai trebuiască și mască, dar o să aflăm imediat. Tocmai am luat tichetele, am primit și o hartă. Costă 19 euro de persoană pentru adulți. Nu ne-a cerut nimeni test, nu ne-a zis nimeni nimic de mască, așa că să începem turul. Câte grade minus, sunt? Nu știu câte. Sunt minus 5 grade. Nu e chiar foarte. Minus 5. Hai să mai ne vorbim, frig. Să ieșim de la gerul ăsta. Asta e zăpada adevărată. Și cred și eu că rezistă la minus 5 grade. Am înghețat. Mai am ieșit din domul de cristal. Ceea ce era interesant e că avea o acustică de auzim și cum respir.
Tocmai am terminat de vizita muzeul, sper că v-a plăcut ce ați văzut, mie personal chiar mi-a plăcut. În continuare o să ne mai plimbăm pe aici, prin parcul ăsta. Mai sunt chestii interesante de văzut, așa că să ne continuăm turul. Sigur n-am mai fost pe aici? Oh, Georgiana, scoate-mă. Noi trebuie să mergem în spate ca să ieșim. Păi acum, hai, uite, numai o să ai degetul arătător, hai. Oh, am ajuns la cel. Nu știu. Deci. Nu te-a fost. Nu ia ceva până ieși în aici. Mai ales dacă mă urmezi pe mine. Sunt celebru, scoate-mă, Georgiana, în serios. Scoate-mă aici. Vă încerc. Hai,
așa că dă-te până în margine. Și pe aici. Nu știi pe unde ai încercat. Oh, ai văzut? Cam acesta a fost turul de astăzi, turul de la Lumea de Cristal, Swarovski. Sper că v-a plăcut ce ați văzut, mie chiar mi-a plăcut. Nu știu dacă se merită 20 de euro pentru intrare sau nu, dar acesta este prețul. Iar astea fiind spuse, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share, un comentariu și așa mai departe și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!